Astăzi avem marea întâlnire a serialelor. Vlad, las fierbinți și un pic de profu. Miza e mare. Toți vor să afle ce e pe bune și ce nu. Gazda lor și a tuturor, pescarul profesionist Mihai Bobonete. Yes. Nu e normal. Bună seara, așa bine ați venit la Pe Bune, o ediție care e plină de suspans, de controversă, de acțiune, pentru că avem doi invitați de la serialul Vlad, și anume pe Angel Damian și pe Adin Artea. Băi, nu mi-a plăcut voiceover. De ce? Te las fierbind că Vlad și un pic de prof. Pentru că noi ăștia l-alți restul enumerați, noi avem și replici. Tu doar intri pe ușă și dai din ochi așa. Lui de Funé, Charlie Chaplin, cei mai mari, bă. Ăștia mari, așa au început. Las că vină din urmă. Da, cine o să ia premiul pentru cel mai bun ascultător la ușă? Da, bravo. Se dă? Păi da. Nu știam. Adin Artea joacă cu Cosmina Tantico, asta este echipa. Și da, cum, Costi, tu ești foarte obișnuit cu Angel, ți-am dat pe Angel, da, Damian. Da, asta, că fiind mi-o cheamă Angel. Deci da, deci are și acasă un Angel, așa că o să vă înțelegeți, nu e o problemă. Da, o să fie super. Oameni, sunteți la Pe Bune, emisiunea are reguli de bază, adică sunt 12 întrebări, fiecare răspuns corect are 500 de lei pentru voi, de fapt pentru susținătorii voștri. La final, puteți să pariați o sumă pentru o întrebare de final. Dacă ghiciți numărul ăsta, răspunsul corect, vă dublăm suma și o adăugăm la ce a rămas acolo, sau jucați totul sau nimic. Cât a strâns, a spariat, a ghicit răspunsul, s-a dublat, oamenii ăștia sunt fericiți. Și când zic oamenii ăștia, în spatele vostru există 43 de susținători, 43, iar aici există 42. Da, iau. În același timp, puteți juca de acasă, liniștiți, pe bune.protv.ro. Puteți să participați la întrebări, dați răspunsuri, puteți câștiga și premii. Astăzi jucăm 12 domenii care sunt afișate fix acum, acolo. Haideți să vedem. Hai. Jucăm lungul nasului, șez mumos, înghețată, văzduh, scriitor celebri, hobby, preaslăvitul, autoritate, sporturi de masă, Paște fericită, vikingii și Paște domeniul surpriză. Mi se pare foarte misogină asta. De ce? Paște fericită. Hai să vedem până una alta ce începem. Voi începeți, aveți cu unul mai mult, da, ceea ce vă o dă voie. O să evit lungul nasului din așa. Da. Din principiu. Și mă duc pentru că pe autoritate sunt foarte... Pachet. Autoritate, că-s curios. Baftă. Pentru că autoritate. Anghele, presupun că și tu ești de acord. Absolut. În anul 1870, autoritățile belgiene au interzis purtarea unei mustăți false care să stârnească râsete în biserică, B, au interzis femeilor să se tundă fără acordul prealabil al soțului, sau C, au recrutat 37 de pisici cu intenția de a le pregăti să devină poștași. Corect, mamă, câte pisici am văzut. Da, și eu pe asta cu pisici aș merge. Da, la ce eu cu pisici? Da, da. Serios. Băi, cea mai demente, clar. Dar da, cum faci cu pisica? Cum o convingi să nu... Cu lapte. Să nu piardă timpul prin alte părți, știi? E mare lucru. Ei, curentez. Pisica are poștă. Nu că am poștă asta. Hai mă, vino cu noi. Îi pui aici, niște clești, niște elemente și o curentezi. Da. Dacă deviază de la... Bravo. Cred că depinde de perioada. De baterie. Depinde de aplicație și vezi traseul, da? Și când vezi că a luat o stânga, s-a dat o curentez puțin. Băi, stați un pic. Pisicile erau recrutate primăvara, că de e ce? Foarte important. De ce? Să nu intre în călduri? Asta zic. Păi da, l-au luat iarna. Așa le puteau tot. Chiar dacă intrau în călduri, se abțineau să ducă poșta. La țară se cheamă perioada brânzii. Făceau o armată de pisici poștașe, adică ar fi rezolvat toată problema, nu? Sau făceau un cor, că ați auzit cum fac pisicile în călduri. Da, sinistru. Da, mi-e place numărul, 37. Dar cine le recruta, resursele pisicale? Au avut intenția. Autoritățile au încercat să, dar nu le-a ieșit, că au adus alea 37 de pisici. Uite, du-și plicul, băi, țin-o aici, stai aici! Nu zice, nicăieri nu este acest cuvânt încercat. A avut intenția pe bună? Mai acum, adevărul e că asta în A și B, ambele au legătură cu părul. Mustața și cu părul. Ai dreptate, da. Deci trebuie să fie o legătură aici. La un moment dat, ăștia s-au săturat de oameni, de ăștia care intră în biserică cu mustață și toată lumea se distrează. Dar întrebarea mea e, de unde știau că e mustață falsă? Veneau și trăgeau așa de ele. Băi, stai mă puțin. Se vedea. Când coboră, când ieșeau din biserică, făceau asta. Exact. Glumă. Era părinte. Asta ar fi ea. Deci erau numai... Și B-ul, bă, mi se pare că asta chiar este o măsură care poate fi luată de o autoritate. Da. Păi da, mă, că venea ăla acasă să se speria. Ce ai făcut femeie? Ce ai făcut? Te-am întuns. Dar să se tundă capilar? Hey, hey, hey. Da,
hai să mergem în zona aceea. Angele? Angele? Angele, stai ușor, tată. Mergi și mai departe. Stai puțin, că suntem la început, e prima întrebare. Trebuie să desfacem. Mergem și desfacem, dar stai mai încolo, la a treia, a patra întrebare. Hai totuși. Să se facă 11. Să lăsăm pisica la suprafață, zi. Să nu tundem pisica așa. Hai mă, luați o variantă, mă, totuși, să vedem care-i treaba. Ce vă sună? Cum, mă, dacă e B-ul pe bune. Eu merg pe B, n-are cum B. Eu merg pe B. Da, mă, le interzicea. De unde a pornit asta? Adică cineva a zis, bă, tu ai văzut cum... Băi, trebuie să vezi cum a venit deci nevastă la seara acasă. Da, soția primarului nu, cum am găsit-o, că în perioada aia stăteau acasă. Și a zis, de ce te-ai tuns așa? Are o relevanță. Acum, e același principiu care se aplică și la noile tunsori. Când nevasta vine de la coafor sau de la salon, și tu oricum nu tot realizezi? Timpul îi spui... Băi, își șade foarte bine. Că dacă nu-i zici... Cel mai mare scandal conjugal, acolo e. Ea vine acasă, da. Vopsită, tunsă. Eu n-am treabă, eu fac ouă, cartofi, prăjiți copii. Și ea îmi zice seara, nici măcar n-ai văzut că m-am tuns milogule. Și începe scandalul, da? Bă, așa, stai, mă, că eram ocupat, că nu știu... Ceartă, divorț! Asta da? E cea mai bună logică. Ei, și stai, bă, ca să nu mai să evităm treaba asta, ia de acum încolo când mergi la tun să mă întrebi și mine dacă îți de acord. Atât, ți-am zis. Bravo, Bob. Și asta e. Bravo. Mi-a plăcut. Ce zici? Eu zic să mergem pe mâna autorității, că toți suntem la autoritate. Și dacă ne sapă? Dacă ne sapă... Fii atent, că... Da, dar e adevărat, că eu nu sunt șarpe. Fii atent pentru prietenia noastră, Bobo. Wow, da, dar tu ești șarpe. Hai să vedem. Pentru că eu cred în prietenia noastră, merg pe mâna ta. Ce oameni, mă. Și ați luat B-ul, dar de fapt, răspunsul corect la autoritate este... Hai să vedem cum stă treaba. Chiar dacă vi se pare ciudat, toate cele trei răspunsuri sunt adevărate. În Michigan, doamnele trebuiau să-și consulte partenerii dacă voiau să schimbe lucrul și în Alabama, mustățile false nu erau bine primite în biserică. Dar în 1870, Societatea Belgiană pentru Propășirea Pisicii Domestice a lansat ideea că pisicile nu sunt exploatate suficient. Pentru a demonstra asta, au pregătit 37 de pisici pentru a deveni poștași. Scrisorile au ajuns toate la destinație, dar când au vrut pisicile... Șarpe! Eu sunt șarpe? M-am mușcat. Eu am zis, eu sunt șarpe. M-am mușcat șarpii. Am crescut? Da, ca pe un copil. Ca pe copilul meu. Era varianta pe care eu aș fi ales-o. Bă, și mie una aici. Da, ai văzut, n-ați auzit. Cum făcea? Da, am auzit, da, chiar am zis. Eu la un moment dat mă uitam pe aici, zic, mă, cine? Păi da, eu vorbesc cu pisicile, n-ați înțeles. Hai să vedem ce facem. Tu ești cu sportul squash, cu sportul de masă, cum stai? Depinde, halbere. Sporturi de masă. Sporturi de masă. Unul dintre cele mai neobișnuite comportamente documentate vreodată este cunoscut drept mieunatul măicuțelor franceze. Ia uzi. Epidemia de dans a marinarilor irlandezi. Sau Siguenza, criză spaniolă de râs din 1513. Ei, lasă-mă! Deci, unul dintre cele mai neobișnuite comportamente documentate. Una dintre cele mai neobișnuite mieunatul măicuțelor franceze. Bă, dar cele... iar cum mi-au... Da, mă, nu, i-a dat... Are ce are cu pisicile. No, cum mi-au una măicuța? Păi ca o pisicuță. Cred că timid. Cum? Nu, no, e... Tu zi acolo, și... E la fel, Adi. E la fel ca el. Da, serios. Asta e prinsă. Asta e bolnăvioară. E prinsă de ceva. Nu, are el probleme cu stomacul aici. Nu. Hai să ne întoarcem noi la măicuțe. E neobișnuit. De ce ar mieuna măicuțele? De foame. Am zis, am dat o variantă. Mulțumesc. Am dat o variantă. Adrian, tu de ce crezi că ar mieuna? Sunt niște măicuțe? De frica de bătaie. Bănuiesc că aveau grijă și de pisici pe acolo. O fi fost ceva cu mieunatul ăsta. Or fi ajuns la un nivel în care puteau să discute cu așa. Marinarii irlandezi, mă gândesc la dansul irlandezilor, care trebuie să plece de undeva, de unde e originea? Epidemie de dans? Epidemie, ai strănutat pe tine, te-a luat. Și unul s-a atins el. Ce ai făcut, frate? Și de aici, tată, epidemie, de nu mai știu cu ce să-i... A, ceva anti-epidemie asta de dans irlandez aveți? Dar de ce vorbim de epidemie? Nu știu. Hai să vedem și Siguenza, criza spaniolă de râs din 1513. Da, eu mi-aduc aminte. La un moment dat, toți spaniolii nu mai puteau vorbi între ei și la biserică când se duceau. Da. Era iar în elon cu preotul care râdea. Era ceva în apă.
Era ceva în apă, nu în aer. În aer, aer poate da, să exact, fie. În aer, da. În aer. A, deci eu m-aș duce pe varianta A, pe bune. Cum mi-unat-o măicuțelor? Da, păi ai văzut ce frumos mi-aună măicuțele. Ce frumos ai mi-unat tu, dar măicuțele nu... Eu cred că azi e cu tematică, mergem pe pisici până la capăt, da. Păi asta, și da. Eu te asta susțin, adică deci că ce un niciun caz, nu vezi spanioli în criză la 1513 și de atunci... La spaniol 1513, nu mai știu ce au făcut ei în 1513, dar criza la spaniol a fost de alte feluri. Mă, eu m-aș duce pe epidemia asta de dans, mi se pare... Îi se pare așa, acum cel mai neobișnuite comportamente documentate vreodată? Nu, mi-unatul. Păi gata, ți-am zis ca tine acum. Așa e. Aolo, răspunsul corect este... Psihologii descriu isteria în masă ca pe un fenomen declanșat de un pericol iminent, real sau nu. Există însă cazuri bizare, în care victimele nu reacționau ca și cum ar fi fost speriate. Un document medical medieval vorbește despre o mănăstire franceză în care s-a declanșat o epidemie de mieunat, după ce una dintre măicuțe a început să miaune din senin, încurând toate chiliile, răsunau de coruri pisicești. Acestea s-au oprit abia după câteva săptămâni, după ce autoritățile le-au amenințat pe călugărițe cu biciuirea, nene. Avem ce paria la final. Dă-i și colo, nu mai contează. La revedere. Înapoi nu vii mai au. Da, clar. Mă gândesc la înghețată eu. Dar mie că cine știe ce descoperim cu înghețata asta. Hai să dăm. Hai, eu sunt prea demoralizat acum, am luat înainte. Hai, bă, să vede. Mai mult de curiozitate. Costi, vă ajut eu aici, Costi. Da, bine. Proprietarii unui celebru hotel de gheață din Suedia au fost obligați de autorități să elimine păpușile gonflabile pline cu apă caldă oferite tuturor turiștilor pentru încălzire. Să explice clar pentru turiștii americani că e frig în camere. Da, mă. Să instaleze detectoare de incendiu în camere. Băi, e foarte bună asta. E foarte bună, băi. Deci, să ne imaginăm că avem un hotel de gheață. L-am deschis acum. Îl avem la Bâlea. Am făcut reclamă. Da. L-am lansat. Ce facem? Cumva să întreții hotelul ăsta. E clar că varianta A cu să elimine... Asta însemna că ei oferau, nu? Nu, mă, era așa. A venit înainte turistul, să intri în hotel, nu, a venit turistul, s-a dus în cameră și a zis, mi-e frig. Luați această păpușă gonflabilă. Și dați seama că s-a topit patul. Și a zis, bă, gata. Asta, exact. Nu, a plecat de la 3, a ajuns la 2. Da, corect. Păi dacă mi-a dat asta la intrare, eu ce să fac? Dar asta pentru americani, când le explică la americani, într-una, e frig, frate, băi, asta frig, e posibil, mori, mori, frig. Știu că în America există panica asta, știi? Cu... Trebuie să explici orice. Trebuie să explici inclusiv că nu poți să pui frigiderul pe tavan. Păi te dau un judecător, de ce înghețat? Mi-ai zis? Nene, eu am dat bani să înghețe frig. Nu mi-a zis, da, exact. Eu m-am dus la hotel, am murit de frig toată lumea. Cum? Era de gheață, domnule. Păi și nu v-ați imaginat? Domnule, nu mi-a zis. Exact, zis, o fi fost de gheață, de gheață. Așa e, sunt așa. Dacă te urci după o mașină franțuzească 2019, care e plină de butoane, sau japoneză dacă vrei, dacă te urci pe o mașină americană, o să vezi că ai două butoane. Da, nu, dar oricum... Și pe aia scrie, on, off. Nu, e aer cald, aer rece. Oricând un hotel de gheață poate fi interpretat ca un hotel lipsit de sentimente. E de gheață, domnule. N-are. A, da, americanul să vină pe genul ăsta, da. Corect, frumos spus. După aia, pac... De ce am divorțat? Because I was on the bullet. Să instalezi detectoare. Băi, aici cred că ești obligat, cumva. Da. Nu contează că e de gheață, ești obligat prin lege. Dar ce ia foc, mă? Ce ia foc? Băi, eu zic ideea în care ești obligat prin lege. Isu. Exact. Zic și eu, dar varianta corectă e a. Șarpili! Auzi, dar incendiile... Și profită de starea mizerabilă de 0 lei în care ne aflăm, știi, adaugă presiune, pune acolo în cap, ăia stau frumos cu 500 acolo, noi fierbem. Ce vrei tu? Pe bune, niciun fel de presiune. De la unul la altul. Dar să nu greșești. Hai, mă, ce? Mergem pe ce? Și am dus în umbră, știi? Apasă. Aveți ce pierde. Da. Nu cred, a apăsat cu ochii. A apăsat, a! Ceul, bravo! Răspunsul bine, corect răspunsul este... Ce? Deschis în anul 1990, Ice Hotel Ice Hotelul, este probabil cel mai luxos hotel de gheață din lume. Are aproape peste 5.000 de metri pătrați și este reconstruit în fiecare an din apă limpede ca cristalul a râului Thorn. Asta până în anul 2013, când aventura din regatul de gheață suedez aproape că s-a încheiat. Norme europene draconice proaspăt introduse au condiționat redeschiderea stabilimentului de instalarea unor detectoare de fum și protecții împotriva incendiilor.
weekendilor. În condițiile astea, ne mirăm că nu le-au cerut să aibă și salvamar. Pentru că ne duce mintea. Și până acum era, apasă tu. Nu, eu n-apăs. Ce să vezi sau ce? Noi suntem motor diesel. Da, când o luăm, ne ducem, nu ne mai... Hai, ce vă dau? Că te uiți la seriale cu vikingi? Da, am văzut. Și eu, și eu. Hai. Luăm vikingi? Da. Ești ok cu asta? Luați vikingi, pentru bărbile voastre. O să ne luăm grav, da? Hai. Atenție! În Suedia se desfășoară anual de 30 de ani competiția majoretelor tăcute pentru partide de șah, a epurașilor săritori sau a chiloților zmeu. Majoratele tăcute, majoretele, auzi, majoratele. Majoretelor. Majoretele. Majoretele tăcute sau, pentru partide de șah. La basket sau, nu mai știu, la fotbal american. Și, hei, țipă, și la șah. Dar întrebarea e când? Când? În timp. În timp ce, știi că n-a trebuit. Când, la fiecare mutare. Și apare fata. Cal, regin. Dar de ce ar fi tăcute? De ce pe ar fi tăcute? Cum, la șac? Trebuie liniște, concentrare, nu poți să vii. Hai! Îi sar, îi sar toate piesele alea de pe tablă. Și zicem și de la șac. Și la final, cine ți-a făcut coreografia? Da. Acasă, singur. Eu, eu, îi zice. Am făcut-o cu cap. Hai să vedem iepurașii săritori. Dar asta e un pleonat. Cum dracu iepurașii săritori? Mi se pare că cine a făcut întrebarea asta? Ceva ciuperș alucinogen. Băi, eu m-aș duce pe varianta C. Și știți chiloților de ce? Zmeu. Pentru că suedezele sunt cunoscute ca fiind femei... Zmeu. Cum? Aproape zmeu, adică da, amazonce, mai... adică mari, mai mari, sunt înalte, da. Nu, mă, nu, eu, bine cred, eu cred că au plecat de la, de la, de la mai multe, mai multe chestii din astea, de la mai mult și... pentru un cartier, se aruncau chiloți pe geam. Eu cred că CEU se referă la faptul că, na, pe plaje fiind, ele se dezbrăcau, puneau două bețe așa, ață. Și te dau drum. Da, că ei n-aveau. Da. Da. Mă, nu da. Cred că ai văzut. Nu, dar n-aveau ață. Da, la o elasticul de la chiloți. Chiloții zmeu. Păi da, și pune și tu ceva pe tine. Nu, da, aș mie... merge pe ce, sincer. Da, și eu, și mie îmi place asta cu ce. Adică îmi place în sensul că mi se pare. Pentru că au și o formă, știi, chiloții cu, da. Da, și eu, bă, și eu. Și când intră, asta intră vântul în ei, se văd. Eu zic, zic că asta este sigur. Andreea, mie cel mai mult mi-a plăcut Tau. Așa frumos. Da, au cam, a fost o, bă, poveste frumoasă acolo. Dar e o competiție și atunci competiția este ori între B, ori între C. Iepurașii săritori sau chiloții zmeu. Ce, Natanticu, ce? Ce? Te rog, am încredere în tine. Doamne ajută. Eu zic că iepurașii săritori. Ce? Și răspunsul corect este. Printre cele mai stranii competiții, cursele de melci sunt deja o banalitate. Mai puțin banale și mult mai rapide sunt campionatele mondiale ale iepurilor săritori, care se organizează de pe la sfârșitul anilor 70 în Suedia. Atleții au la dispoziție 2 minute să străbată un traseu cu obstacole. Sveriges, kan hinhom pares, riskom forbund. Adică Federația Suedeză de Iepuri Săritori are astăzi peste 1100 de membri și 20 de cluburi locale. Uite cu ce se ocupă urmașii vikingilor. Și acum ziceți după mine. Sveriges, kanihonon pares, risk von bund. Ai rupt pe suedeză. Băi, orice ar fi, orice ar fi, am râs. Da, da. De pentru 3 emisiuni. Și așa. În Australia a trăit cândva o pasăre cunoscută ca rața demonică a osândei. Asta e ceva de la vikingi luat. Mac, 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 mac. Râs malefic exact. Da, mai da. A murit sărac. Dar nu de la rață, de la varză. În schimb, cocoșelul banana, da. Banana are foarte multe utilități. S-a făcut dimineață. Cum ai cântă cocoșelul banana. Sau cum a cântat cocoșelul banana toată noaptea. Mi se pare că asta e o glumă. Dacă nu ai ce face într-o seară, poți verifica pe net care a fost primul site pentru adulți din viața ta pe care l-ai vizitat. Poți afli asta? Da. Mamă, ce tare, frate! Poți să vă mai spun un indiciu dacă vreți? Te rog, te rog. Cocoșelul banana avea un singur ochi. Ce nenorocit! Dar eu nu știu de ce m-am uitat. Eu nu știu de ce l-am uitat privirea în altă parte, direct. Ziceți, Angel și Costi, ce vă dau? Șez mumos. Șez mumos. Șez mumos. E bun? E bun? Da. Câinii sălbatici africani. Moștenesc de la părinții lor. A. Lungimea cozii, anvergura mușcăturii și forma picioarelor din spate.
B. Obiceiul de a vota dacă merg sau nu la vânătoare prin strănuturi. Sau C. Viteza de alergare și sunetul lătratului. Dar te rog, că tu ai zis asta, bine, nu știu ce să zic. A și C sunt pe clasic, deci mergi pe oricum pe moștenire genetică posibilă, aha, plauzibilă. Deci lungimea cozii, învergura mușcăturii, forma picioarelor din spate. Asta e chiar posibil. Da, da, e posibil, da. Copilul tău seamănă cu tine, adică nu, asta... Nu, nu neapărat. Nu, ok. Viteza de alergare și sunetul lătratului... Acum... Viteza tot acolo, tot pe... Da, ce, dar informații... și cum e, ia radarul să-i vadă dacă au... Păi nu... Asta e, că cineva a studiat treaba asta. Bun. Și a ajuns la concluzia că... E o certitudine, da, ca o axiomă, da, dată aici. Da, da, e clară, da, da, treaba. Băi, că ăștia moștenesc asta. Viteza de alergare și sunetul rătratului. Și obiceiul ăsta e frumos de a vota cine merge la vânătoare prin strănuturi. La 7 strănuturi mergi. La deci asta mi se pare atât de implauzibil încât ar putea fi. Deci e atât... De, e exact genul ăla de răspuns la care nu te aștepți niciodată. Unul și asta latră, e. Băi, merge la vânătoare și încep astea, strănuturile. Da. Și hai să nu strănuturi, zic, bine, cinele nu mă, astăzi da, stăm. Da, să știi că aveam chef, dar în fine. Strănută 1, 2, 3, 4, apare mașina, salvare. Ia direct. Vine veterinarul. Mă, ce e aici, mă? Ce aici, voi aveți focar, două geamuri deschise. E focar aici stat, hai să-i luăm. Păi nu, că vânătoare, noi vrem... în fine. Prea târziu. Dar mi se pare interesant sunetul lătratului, pe bune. Să ne ducem pe demență, cu beu. Sau să mergem, no, așa... Mergem la sigur. Eu beu așa. A, am. A, dreptate, mă. Și eu și la fila beu. Răspunsul corect este. Beu cu strănutul? Da, da. Câinele sălbatic african vânează antilope urmărindu-le până la epuizare. Rasa se distinge prin dieta hipercarnivoră și prin obiceiul de a vota dacă merg sau nu la vânătoare. Dacă o pereche dominantă strănută prima, atunci este nevoie de încă două strănuturi suplimentare pentru a pleca la vânătoare. Însă dacă un câine care nu domină strănută primul, atunci va fi nevoie de 10 strănuturi suplimentare pentru a convinge grupul să vâneze. Asta e... Adin Arteaș, Cosmin Atantic. Yes. Mai sunt la următoarea să mergi pe demență, știi? Da. Aici e chestia. Eu știi de ce aș fi mers pe varianta B la ei? Pentru că am un cățel, Yorkshire, care de fiecare dată când se enervează strănută. Păi... Vorbesc serios. Păi de ce n-ai spus asta înainte? Pentru că Yorkshire, câinele din Africa, exact, e diferit, frate. Nu vreau să vă încurce asta. N-a vrut să vă încurce, mă, dacă vrea asta. Vă deranjez cu emisiunea. Da, te rog, ok. Ce prea slăvitul? Pe bune? Pe lângă alte câteva mii de zeități, indienii au în componența panteonului lor și pe Donald Trump, da, Matangi, un vițel zburător care îți cântă deasupra capului dacă rămâi însărcinată, sau Cava, o motoretă din al doilea război mondial. O motoretă? Băi... Da. Deci tu ai vrut asta, nu? Da, mă, dar eu mă gândeam la zeii noștri, adică Dumnezeu... Aștia nu te tot duci tu în India unde sunt sute de mii de zei? Ba, te duci că poți să-ți alegi ce vrei tu acolo. Hai să vedem. Au mii de zeități, da? Exact. Da. Cine ar mai putea fi acolo în panteon? Donald Trump, clar, mă. Nu, mă, Donald Trump. Băi. Eu pot să vă ajut să vă spun că da, au undeva la 33 de milioane de zei. Mulțumim mult de tot, ne-ai ajutat enorm. Și cât sunt în total? Câteva miliarde. Miliar și aproape 2 miliarde. Deci, practic, no, cât un zeu la 2-3 oameni, maxim. Deci, cam la 33 de milioane de zei ar putea încăpea inclusiv motoreta aia. Da, da, lejer. Te închid la ce vrei. Matangi. Și motoreta chiar fain. Este un vițel zburător care îți cântă deasupra capului doar dacă rămâi însărcinată. Da, ai rămas însărcinată, apărea unde ăsta un vițel în piele cu o chitară electronică și a zis... Ați rămas gravide, da. Și când, și da. Întrebarea e invers. Ai visat un vițel care... Da, ești gravid. Ești gravidă, da. Ești gravidă. Poți să vezi visul naibilui, ea? Mă întorc la tine, Ian, și ea. Da. Ești însărcinat. Îți dai seama. Îmi podobește mama vreodată. Depinde ce am. Sau dacă întreba soțul, ai visat? Când? Când, ca să știm cât mai avem. Da, exact. Ai visat un vițel când? Cava. Ah, nu e al meu. Da, uite, vezi că aici vorbim despre Cava. Cava. Nu, n-are niciun sens. Eu m-aș duce pe motoretă. Pe asta ziceam, de motoretă. Da. Și să vă ajute Sfânta Motoretă. Asta este... Să vă ajute Sfânta Motoretă și să vă dea de toate. Zi-mă, de ce ar fi Cava asta? Pentru că e nonsens. Donald Trump nu cred că este... A, și Donald Trump e sens. Nu, Donald Trump e nonsens la nonsens. La nonsens, adică, da. Și deci blond. Între Matangi, între Matangi și Cava. La motoreta? Da. Lăsăm pe motoretă, da, și vedem dacă, da, strângem, da, niște bănuți, te rog. Hai. N-am nici ce să zic aici. Este... Da, mă.
Dacă vă spun... Hai să vedem. Ați dat banii. Răspunsul corect este... Această motocicletă, da, ați cum arăta. Lista cu zeitățile hinduse este prea lungă ca să o înșirăm. Dar unele dintre ele, cele mai speciale, sunt Gauri, zeița fertilității, Lakshmi, zeița curățeniei, zeița Indra, aducătoarea ploii, și Donald Trump. Un indian a început să se roage la președintele Americii acum 4 ani, când i-a apărut în vis. I-a clădit o statuie, îi aduce ofrande și îl tămâiază. Suntem curioși cu ce îl poate binecuvânta Donald. Și o să râdeți, dar au și o motocicletă la care se închine, doar că nu e cava, ai zice... Păi eu știam că aici m-a indus în eroare. Ombana, ai zice, Dar e o nomenclatură a zeităților? Adică găsești asta în dicționar ceva? Asta voiam să zic, sunt înregistrate la UCIN? La ce sunt înregistrate? Da, și primesc bani anual de la Credidam. Pe dreptul de autor, nu? Da, pe dreptul de autor. Bravo. Păi, noi... Ce vrei, să mergem la... Hobby, văzduh? Întrebarea surpriză. Întrebarea surpriză. În Australia a trăit cândva o pasăre cunoscută ca rața demonică a osândei, cocoșelul banană, asta e, sau corbolostânul mierlă. Stai puțin. Ia-mă ușor. N-ai vrut să te duci la vață. Ai luat surpriză. Rața demonică. Vreau să văd cum dezvoltați aici. A osândei. Bam-a-bi-bam. Asta e ceva de la vikingi. Ce ați mâncat? Am mâncat niște rață demonică, o sânde cu varză. Bă, știi cum a fost? Bune, cum te simți? Posedat. Nu, rău, cum de, la început te simți bine, după aia a murit, bă. Da, după aia a murit sărac. Dar nu de la rață, de la varză. De la o sândă. Dar de unde, de ce ar demoniza o sânda? Pentru că e cu capul. E clar că nu e sănătoasă la cap rața asta. E clar, au văzut toți. În schimb, cocoșelul banală, da, banana are foarte multe utilități. Cocoșelul banală. Nu, dar stai așa, stai pe o pază, știi, ești undeva la o cazare frumoasă la munte. Ce auzi? S-a făcut dimineață. Cum ai cântă cocoșelul banană. Da. Sau cum a cântat cocoșelul banană. Cum cânta odată cocoșelul banană. Băi, mi se pare că asta e o glumă. Să vezi cocoșelul banană flambat. La câte des v-ați gândit la voi la femei, la întrebările voastre, eu aș merge pe cocoșelul banană. Cred că așa serios, a dat și numele. Peste ăsta corbolăstunul de mierlă? Dar n-ai, tu că ai, tu ai spune unei pasăre cunoscută mierlă, popular. Toate parcă nu există, parcă sunt inventate de oamenii ăștia de la noi. E o întrebare, nu există niciuna. Da, pe bune, da, nu e. Culmea, există. Dar eu zic că între A și, A și B. Da, dar eu aș merge pe B. De ce? Eu aș merge pe B. Nu-ți place rața demonică? Păi nu, dar în general, acum aia. Da, mare și ce? Mac, mac, mac! Dar mă rog cum face rața. Fii atent, facem mac, 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 mac. Corect. Asta e demonica. Asta e. Râs malefic, exact. Vezi? Luați au, frate. Și e demonică. V-a Adrian. Așa îți dai seama cine câți copii are acasă. Cum știi toate animalele, îți dai seama. Măi, data trecută am zis că nu mergem pe dement și am luat cocoșelul banană. Da, dar vezi că așa se întâmplă. Acum alegem mai cocoșelul banană că e dement. Dar tu ce simți? Până la urmă o ghiciți voi, mă. Pe care? Nu mai știu. Uite, mai mi-a dat un indiciu în cască. Ei zic rața demonică o sândei. Îți dai seama? Poți să vă mai spun un indiciu dacă vreți? Te rog, te rog. Cocoșelul banană avea un singur ochi. Dar eu nu știu de ce m-am uitat. Eu nu știu de ce l-am uitat privirea în altă parte, direct. Să luăm ce vor ei, A? Să fie toată lumea fericită? Să fie toată lumea fericită, bun, da. Și dacă la final e toată lumea nefericită. Și răspunsul corect da, este. Da, măcar, măcar am mers împreună. Vorba lui Darwin, mare grădina evoluției. Chit că ne uităm doar la naripate, varietatea lor e de-a dreptul șocantă. Pasărea kiwi, rățușca mandarină sau cocoșelul banană, pardon, cocoșelul banană nu există, ar fi tautologic. Și dacă nu sunteți încă impresionați, ce părere aveți de rața demonică a osândei? Un monstru cât un taur care a terorizat pădurile Australiei acum 15 milioane de ani. Urâtă! Urâtă, urâtă. Bravo, bravo. Dacă dai ochii lui cu asta, praf te făcea. Da, dar nu cred că făcea așa. Nu cred că ăla era sunetul ei. Cred că era mai degrabă ceva, o chestie. Acum a arătat ce era acolo. Și la final termina, mac. Mac așa, aruncat, când te scuipa. Hai că se sătura. Da. După ce te mânca. Ce alegeți de acolo? Adi, vrei tu ceva special? Pa. Ce luați? Pe văzduh. Văzduh. Da. Jucăm văzduh. După un audit realizat în anii 80, o companie aeronautică din America a realizat că A. Poate economisi $50.000
pe an eliminând o măslină din salata de la first class. B. Poate salva $100,000 dacă piloții opresc motoarele imediat ce aterizează. Sau C. Poate câștiga $350,000 din reciclarea pungilor pentru rău de înălțime nefolosite. Da, eu zic că sunt pungile nefolosite, deci nefolosite, da. Alea nu sunt reciclate, alea sunt reciclate, ce le aruncă cineva imediat. Nu știu, eu știu ce era la ea atunci. Vă zic că e B-ul. De ce? Și bonusul ți-l iei dacă închizi mai devreme motorul. Din aia. Da? După ce după ce ai decolat. Da. Mi se pare asta cu $100,000, mi se pare chiar puțin. Păi și 50.000 și mai puțin. Dar 100.000 în anii 80 avea o altă valoare. Păi nu, tocmai. Și m-am ajutat. Dacă vorbim de bani, vorbim de la 350.000 în sus, dacă e de economie. Păi da, mă, dar nu e un Audi care a descoperit... $50,000 dacă costă o măslină. Băi, e posibil. Băi, e foarte mică suma economisită. Nu cred că se chinuiau ei să ne mulțumească ăștia de la business scoțându-le măslinele. Ei n-au făcut neapărat un audit. Ei au făcut un audit care a spus așa, dom'le, vrem să economisim, de unde putem? Și a venit frumos contabilul și a zis, dom'le, vrei, uite, ai, scoți o măslină, ai 50.000. Da, ok. Și 100.000 în anii 80 sunt cam 1.000.000 acum. Și tu zici că e asta cu motorul, da, o motorul. Că e aia cu... Și dacă e aia cu motorul, ar trebui să ne mulțumiți. Bă, dar stai, dacă oprește motorul avionul de pe pista după ce a aterizat, cu ce vine? Vine, bă... Din inerție. Au cai. Cu ce vine? Nu au, știu. Au gâște de alea. Nu, îți pare... la final. Deci, rămâne așa. Acolo și proști 2-3 bărbați mai în putere, așa. Hai, băieți, că atunci când îți mare bateria pilotul, iese pilotul și se uită. Tu? Dumneavoastră, haideți să ne... Vă rog eu mult de tot că... Știți că mai avem 10 metri, nu e ca și de fapt, cum... de asta au fost făcute ieșirile de urgență de pe aripi. Da, ai să iasă ăștia pe... Să iasă ăștia mai... Da, exact. Hai, luați-l pe ăsta. Beu! Nu, stai puțin. Voi. Da, chiar voi ce ați acum... bune. Hai mă, lasă-mă. Cine a luat ce? Măslinele, nu? Hai, Cosminic. Zic, Cosmin. Tocmai de aceea eu ceu. Hai, pune tu. Eu aș lua pungile de reciclare, $350,000. Mi se pare o sumă. Răspunsul corect este... Domeniul aeronautic este unul cu reguli foarte stricte, iar oprirea motoarelor se face la comanda turnului de control. Corect. Reciclarea pungilor pentru rău de înălțime, oricât ar fi de înfloritoare, tot n-ar fi reușit să economisească $350,000. Câștigătoarea noastră este măslina de la First Class. Ai scos-o, ai economisit 50.000 pe an. Bine, am uitat să vă zicem un amănunt care ar fi putut conta. Auditul a fost făcut în urmă cu 30 de ani, așa că, aliniat la inflație, economia ar fi azi cam de 3 ori mai mare. V-a zis, a încercat, a stricat, mai avea puțin scria cu sângele lui. Vezi, și știam că dacă începem bine, ne ducem în cap. Ați avut și câteva aplauze de Mila acolo, mergem în partea asta unde... Pe chiar că de Mila ziceți, a fost. Ce jucăm? Scriitori celebri. Nu crezi, scriitori celebri. Mai bine luam unul din nasul. Fostul dictator al Irakului, Saddam Hussein, a scris 4 cărți. Printre ele se numără și Prietena mea, ID, o carte dedicată cățelușei sale din copilărie, Secretele unui război de succes, scrisă cu cel mai apropiat general din armata sa, Poveste de dragoste intitulată Zabibac și regele. Mamă. Pentru cățeluși a dedicat cartea cățelușei. Ce e posibil. E posibil. Toți au în... Eu am văzut... Ai iubit-o mult. Eu pot să vă spun că am văzut și filmul, adică am văzut niște bucăți din film. Și cum e? E de dragoste? Dintr-una interes a făcut film. Da. Regizat de Cristi Puiu. Era mic sau mare câinele? Televizorul, cum spun că... Secretele unui război de succes e prea banal. Zici? Da. Eu zic că ar putea fi treaba asta. El scrie despre el, știi? De obicei au obsesia asta în care vor să pară mai mult. Cu un prieten, a scris-o cu un prieten. Da, dar au și obsesia asta că vor să pară niște oameni de cultură, adică nu s-ar duce neapărat într-o carte strategică de război. Eu m-aș duce în ce, dacă mă întreb pe mine? Eu așa, acolo e feeling-ul meu, că el vrea povestea să pară dragoste? Și... Da, și scrisă omul de... sensibil, amorezat, Zabibac și Zabibac regele. Zabibac și regele, da. Regele, de fapt, e... E el. E el, dar... Și el Zabibac e colegului general. Asta a făcut ce a făcut, pentru... Corect, ai dreptate, da. Nu cățeaua, fără cățea. E Zabibac și regele. Prietena mea, Idi, și asta e posibil. Și asta... Asta e autobiografică? Poți să zici că e autobiografică? Păi da. E biografia și înțelegi mai multe despre el, și... cum a copilării, ce traume a avut, că știi simpatia poporului tău, vezi, ești un amutor de animale. Sună bine, dar nu știu acum unde. Păi ce ziceți? A sau... Eu zic câinele. Dacă o e să o luăm pe extreme, A-ul e cea mai nebună de aici, B-ul e cea mai safe. Și da, ce este la mijloc. Deci ori mergem pe extreme, ori pe zona Eu aș merge pe extreme.
A, extremă. Extremă? Dar extrem. Că acum, mă încurcă el. Bă, de ce, mă? Nu, eram hotărât acum, plecam acum, adică auzi că ai zis tu. Ce? Nu mai știu eu ce să fac. Eu am zis extreme. Fii atent, Bob, pentru prietenia noastră. Aia de la prima întrebare, prietenia de la prima întrebare. Hai, mă, să luăm povestea dragoste. Nu mi-a plăcut mie cadrul ăsta cu ea care îmi ploaie și plânge și vine Saddam. Hai. Nu e Saddam, regele, și zice, hei, vină înapoi. Zabibah, cadru cu el. Vino casă. Hai, no, vino. Zice în engleză, vină înapoi, pe acolo. Nume, Zabibah. Cum te cheamă? Zabibah. Pam, pam. Dar nu, mă, ea era ceva servitoare în casă. Bă, dar are harem. Gata, mă, gata. Gata, m-am apăsat ce? Oricum, răspunsul este. Mă enervez partea. Bă, dar și tu, bă. Mă, joc cu mintea ta, mă. ID este un nume de câine care ar putea fi folosit în zona de confort și conflict al lui Saddam Hussein. Dar nu despre câine a scris acesta. Secretele unui război de succes pare lucrarea care l-a pus pe Saddam în rândul scriitorilor intrați în istorie. Nu e. Printre cele 4 cărți scrise de acesta se numără și Zabibah și regele. Și culmea, este o autentică poveste de dragoste. Despre ce? Vă lăsăm pe voi să descoperiți. Vă spunem doar că a fost și ecranizată. Bine, bravo, bă, dar ai spus bine povestea aia. Bravo. Asta e. Nu, ai zis bine povestea aia cu și regele și ea. Bine de tot. Nu ne facem griji. La voi e bine așa, pe energie, bă. Ce ai, mă, mai avem noi... un pic și plecăm acasă. Da, noi... Ziceți, bă, ce lungunașului. Lungunașului. Ia. Atenție. E întrebare foarte bună asta. Da? Sebumul natural de pe nas poate fi folosit pentru a scăpa rapid de spuma în exces din halbele cu bere, la prepararea unei celebre băuturi afrodisiace sau pe post de cremă pentru reducerea ridurilor din jurul ochilor. Tu ai ales-o. Te rog. B. Pentru ce face? Care au? Au e pentru a scăpa rapid de spuma în exces din halbele de bere, cu bere. Cum vine asta? Că nu-mi plăcea, îmi dădea aciditate, știi, spuma. Dar acum norocul asta de pe nas. Cum era ceu? Ceu e pe post de cremă pentru reducerea ridurilor din jurul ochilor. Îți dai cu de la. Ar fi o șmecherie asta. O iei așa de aici și întinzi. Întinzi, exact. Și e și la îndemână. E simplu. Pac, pac. Dar e ok asta cu prepararea unei celebre băuturi afrodisiace, adică aia că o și bei, știi? Și după aia te iau căldurile. Bă, și zici, tată, dacă e celebră, ce mi-a făcut sebum ăsta? Dacă mamă, e celebră băutura afrodisiacă, n-are cum să fie din sebum de nas. Dacă e celebră, cu siguranță toți bărbații știu despre ce e vorba. Dacă e vorba de nu. Mă nu. Gândesc. Nu știu. Păi nu, dar poate să fie nici mai trebuie să mai prepari. Nu, care-i, care-i. Adică voi n-ați luat, când erați mici, nu ați luat rădașcă și coarnele. Da, dar tot așa. Dacă era vorba de coarnele, așa am rădașcă și... Unde găseai, frate, rădașcă asta? Oh. Eu n-am găsit. Era disperat. Da. Unde, frate, că nu se mai găsea. A căutat peste tot. A dat Ceaușescu de a luat tot. Toate coarnele. Rădăștile. De atunci nu mai au coarne. Pe post de cremă pentru reducerea ridurilor din jurul ochiului. Eu acolo m-aș duce, e cea mai safe. Lua și un răspuns rapid, mă. Au, mă, îți spun eu că asta, eu am băut bere și când atingi cu nasul, nu știam eu că e vorba de sebum. Că bine, nici acum nu știam dacă nu veneam la emisiunea asta. Dar știu data cât trecută am mers pe mâna scade, scade asta. Eu iau au de data asta. Băi, ei oricum s-au dus. Bine, mă. Ha, mă, rămânem aici. Noi rămânem aici. Rămânem noi aici. Păi, da. Și dacă e să-i prindem din urmă. Răspunsul corect este. Eu ce o așa. Următoarele 3 enunțuri sunt adevărate. 1. Cel mai mare nas din lume măsoară aproape 9 cm și aparține lui Mehmet Uzurah din Turcia. 2. Mirosul e un factor extrem de important în alegerea unui partener, iar pierderea simțului mirosului duce la o scădere a libidoului. 3. Sebumul de pe nas poate fi folosit pentru a dizolva mai repede spuma din halba cu bere. Da, metoda funcționează, dar totuși, nu vă sfătuim să o folosiți ca să spargeți gheața la prima întâlnire. E incredibil. Da, bă, bravo. Sunt băutor de bere, frate, știu. Am Paște fericită și hobby. Ce vrei tu? Nu știu. Mi-e frică și de hobby și de Paște fericit. Merg pe mâna ta. Hai că am ales ultimele. Hobby e de la Hobbits. Paște fericită ăla, da. Paște fericită, jucăm. V-ați dus la Văcuță, a? Văcuță m-am gândit și eu, da. Un studiu prezentat de Academia Națională de Științe din Marea Britanie demonstrează că vacile produc mai mult lapte dacă se uite la desene animate cu Tom și Jerry. Clar. Sunt mai nărăvașe în preajma îngrijitorilor cu păr blond
sau devin capricioasă și prost dispusă când ajung la pubertate? Mă dai seama că na, fiele e doamne. Bă, ce bine că ați luat întrebarea asta. Da. Produc mai mult lapte dacă se uită la desene animate cu Tom și Jerry. Nu altfel de desene animate cu Tom și Jerry, tata. Da, se dublează. Se uită la Coyot, se dublează treaba. Da, dacă le pui alt desen imediat, se supără și se usucă. Se usucă pe și picioare. Da. Sunt mai nervat și în preajma lui Brad. E posibil. Îmi place că e live. Da, bravo, bravo, da. Deși trebuie să ți-l și imaginezi, adică altfel așa păr blond pare oricum, da. Da, 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 că e Brad lângă. L-au adus pe Brad și... Cred că și voi o iau razna. Taurii, pardon. L-ați văzut? E Brad. A venit Brad. Da, și taurii. Eu îți dau 20 de litri. Și taurii disperați. Dar ce ați văzut, mă, la ăsta? Se mai nervașe, nu dau lapte mai mult. Devii mai capricioasă și prost dispusă când ajung la pubertate. Bă, e posibil, eu știu că nu înțeleg ce se întâmplă cu ele. Când le crește ugerul și le dă și a patra țâță. Da, sunt așa, băi, ce-i cu mine? Nu știu, sunt așa, am niște toane ciudate. Da, dai seama, mai e și vaca cu problemele. Uite, opa, asta e nebună ceva. Asta de aici, boala asta vacii nebune. Asta e vaca șarpe. Eu aș merge pe B, mai acolo. Cu părul blond, da, și eu zic la fel. Și aia putea fi descoperită și empiric, așa, cine știa, au cercetat-o, erau aia doi blonzi și vedeau că ăia nu reacționează și au zis, bă, ia să studiem povestea asta, știi? Ideea e că niciodată n-am observat o vacă, știi că, de exemplu, mă duc la un din asta, o fermă și trec tot felul de oameni. N-am observat că se schimbă ceva, adică doar dacă vine Britanie. Unul blond sau unul brunet sau e irelevant, vacă o să mănânce în continuare, o să rumege acolo în continuare, nu, știi? N-am văzut asta vreodată, o vacă să... Da, dar în sufletul ei... Aha. În sufletul ei zburde, e mai nervașă, da, da. Știi cum îi bate inima? Și atunci... Explicația logică este imediat după ce alegeți voi o variantă. Da. Asta e cea mai logică. Cresc și ele, se schimbă și atunci... Ar fi și ciudat să nu fie așa până la urmă, doar că mi se pare prea simplă. Hai mă, băi! Ceul și răspunsul corect este... Că vacilor le place muzica nu mai e de mult un secret. Studii despre influența desenelor animate sau culoarea părului îngrijitorilor nu știm să se fi făcut. Ceea ce e sigur însă e că savanții de la Royal Society spun că vacile și oamenii au mai multe în comun decât ne imaginăm. Bună oară, stările schimbătoare prin care trec adolescenții, toanele, apatia și nevoia de spațiu personal. Toate le experimentează și vacile la pubertate. Cum s-ar spune, sunt moody. Moody. Oh, da. Bun. Moody. Mai pun și eu câte... Mai dau și eu câte una așa. Hai că nu e. Cum știe netul care a fost primul site pentru adulți la care m-am uitat eu? Pentru că netul este ochiul lui Sauron, el vede tot. Și ți apare un banner. Câte rațe putere crezi că are mașina ta? Băi, da. Așa jucăm noi aici, hai, în partea asta. Hai, gata. Așa o facem. Suntem la întrebarea finală care vine din domeniul fobii. Eu am să stau nemișcat. Culmea este că nimeni nu s-a dus la găini. Da, pentru că noi suntem demenți. Noi am făcut istoria teatrului în școală, două naiba să ne fie auzit noi. Așa, hai gata, hai să ne liniștim. Și răspunsul corect la această întrebare este... Stai că ne ține acum, dacă nu... Hai că te rog, eu chiar fac pe mine. Și eu. De emoții. Fiți atenți că jucăm hobby și mai am o singură întrebare. Hai, Doamne, ajută. Dacă nu ai ce face într-o seară, poți verifica pe net. A. Ce coeficient de nerușinare ai? B. Câte rațe putere are mașina ta? Sau C. Care a fost primul site pentru adulți din viața ta pe care l-ai vizitat? Poți să afli asta? Da. Mamă, ce tare, frate! Intri în istorie, cauți acolo, sapi! Dar ce s-a întâmplat cu Clear My History in the last hour? Păi tu când intri, stai o oră? Bravo! Numai cât cauți tu ce trebuie. Exact. Să se nimerească mănușă. Da. Bă, acum eu sunt convins că poți să afli tot felul de demențe, că e pe net, știi? Da. Adică pe net chiar poți să... Ce coeficient de nerușinare ai. Dar de ce ar fi vineri seara? Și de ce aș vrea să văd asta? Ia mă cât de nerușinat sunt. Care coeficient? Dacă ești nerușinat, nu vrei să afli asta. Ba da. Dacă nu ți-e pare amuzant. Asta cu vineri seara e la derută sau are și... Asta mă gândesc. Dar n-are relevanță seara în care vrei să afli. Într-un weekend. Dacă nu ai ce face. Hai să vedem ce e ăsta. Care a fost primul site pentru adulți din viața ta pe care l-ai vizitat? Cum poți să faci asta? Cum știe netul care a fost primul site pentru adulți la care m-am uitat eu? Pentru că netul este ochiul lui Sauron, el vede tot. Știe. Mulțumesc mult de tot. Bă, nu, mi se pare o prostie asta. N-ai tu de unde să știi. Adevărul că cea mai demente e asta, câte rase. Nu? Da, cea mai demente asta e clar. Ce să fac eu?
Păi, am văzut, pe site-uri am mai fost, nerușinat știu eu cât sunt. Și îți apare un banner. Câte rațe putere crezi că are mașina ta? Da, eu spun, eu, și eu vă zic o chestie. De obicei se zice, mai am o mașină și are 100 de cai putere. Și te întreabă cineva cât e de puternică. Și tu aici poți să zici 250. Dar nu știi ce. Corect. Știi? 250 de rațe înseamnă, cred că vreo 2 cai putere. Nici măcar, știi? Zici 25.000. Da, cam așa. E Bugatti, 1000. E Bugatti, direct. Da. Hai, Natadicu, luați o variantă. Hai, bă, mă, pe rațe, mergem pe rațe. Vrei să merg? Da, hai, pe data trecută pe cea mai dementă. Bă, și răspunsul este... Cred că e asta. Astăzi, întrebarea când a intrat ultima dată pe net este irelevant. Mai corect ar fi să ne întrebăm când am ieșit ultima dată de pe net, fiindcă netul este viața și viața este netul. Poftim? Ce poți găsi pe net? Totul, tati, totul, inclusiv un site realizat de niște nemți cu un simț al umorului pronunțat, unde poți converti caii putere în rațe putere. Conform acestui calculator, Dacia 1310 are 2731 de rațe putere. Da, era cea mai... Adică ce faci? Aveți 1500 de lei. Te las. Te rog, te rog. Voi aveți 2000 de lei. Da. Angel Damian Costi și Adin Artea cu Cosmin, aveți 1500. Puteți să pariați orice sumă vrestem la întrebarea finală, care vine din domeniul fobii. Aici am o problemă cu întrebarea asta. Ăsta e domeniul. Vreau să pariați acum. Dacă ești absolut convins de ceva, apeși. Am înțeles. Și acum? Eu zic să facem pe asta, clasic. Ce, toți banii? Băi, ori la bal, ori rămâne, vreau să fie, știi cum vreau când te cazi din mașină. No. Așa, vreau să fie după. Nu, stai, nu, nu. De ce, mă, Eu zic așa, oricum suntem peste ei. Pariem mai aici. Nu, exagerezi aici. Băi, ați pariat în Atlanticul? Da, gata, mă, s-a dus. Ce zici? Hai. Tot? Hai, pariați, ca să vă pun întrebare. Ești mai omorât? Ați pariat, Costi? Băi, așa jucăm noi. Costi, Costi, ați pariat? Da, pariat. Ok, întrebarea și 20 de secunde pentru răspuns. Alectorofobia este... A. Frica de găini. B. Frica de campanii electorale. Sau C. Alectoro. Teama de teatre. Alectoro. Alectoro. Frica de găini. Și mai aveți din momentul ăsta fix 10 secunde. 5, 3, 2, 1. Și ați răspuns. Bravo, s-a terminat. Nu știu, mă. De unde să știu? Alectoro. Alectoro te duce la electoral. Hai să vedem sumele pe care le-ați pariat fiecare. Voi ați postat un leu ca de obicei să pară că ați câștigat ceva dacă pierdeți. Da, da, că pierdem toți. E doar de palmares, cum ar veni. Băi, normal. Și voi, Costi, totul sau nimic? Da. Voi, Costi, ați răspuns că alectorofobia este frica de campanii electorale. E banal, știu, dar așa... Da? Iar voi ați răspuns că este teama de teatre. Da, știu ce zici, că te-ai gândit acolo. Chiar așa să ne luăm pe să fie frica de găini, că atunci chiar că... Aici mi se spunea din spate, au, foarte... Ce aici aveam cu a? Băi, dar teatre noi ar trebui să... Da, pentru că noi suntem demenți. Noi am făcut istoria teatrului în școală, două naiba să ne fie auzit noi. Așa, hai, gata, hai să ne liniștim. Nu, crede-mă, sunt un milion. Nu mai puțin. Răspunsul corect o să vă aducă vouă 4.000 de lei dacă l-ați ghicit, iar așa. Vouă o să vă aducă... 2.999. Nu, 3.000 aproape. Nu, 2.999, aproape 3.000. Voi ați lua B, voi ați lua C și răspunsul corect la această întrebare... Este... Stai că ne ține acum... Eu am să stau nemișcat. Culmea este că... Niciunul n-a răspuns corect și s-a câștigat emisiunea cu un leu pentru că răspunsul corect ia frica de găini. Bucurați-vă că s-a câștigat! Dar ce fețe am făcut, bă! Da, mă, pentru că le-ai dat un leu! Ai văzut ce s-a bucurat oamenii deloc când v-a drănat, adică... S-a, lasă-mă, bă! Ați fost bun, mă, ce să mai... Da. Hai, mă, nu mai, că... Am înțeles ce rog face pisica, ce se întâmplă. Vreau să știu câți bani are să-mi facă. Vedem noi, 0,000, trebuie să vii de acasă cum arată nimeni. Noi suntem niște finuți și vrem să luăm finuți. Finuți? Finuți. Da. Cum scap de mâncă? Cum ai putea să scap de mâncă? Îți închizi telefonul și te mai duci. Elenu, nu mai poți să vin.
2-10, 2-10. Da. S-a furat mirele de către carabinieri. Cine le trimite jucării prostituatelor? Ce jucării? La ce te referi? La kendama. Kendama, da. Doar că se folosește cu bila aia. Da, hai să ieșim de acolo. El îți povestește acum niște lucruri care i s-au întâmplat. Eu sunt curios, Danezu, unde a sunat, mă, de 2017? La toată lumea, mă. E gratis. Ce faci? Alo, da. M-ai sunat cu 5 minute. Vreau și eu să vină magicianul să facă niște magie. Jonglor. În timp ce eu fac dragoste cu soția mea. Vino, poate, nebuno. Mai fac cu bilele, mai fac cu merele. O întrebare de asta îți poate schimba viața.